Salutare lămâițelor! Mitologia diferitor culturi e plină de asemenea creaturi ciudate gen centauri, sirene, harpe și multe altele. Și chiar în ziua de astăzi, designerii grafici și iubitorii de Photoshop creează propriile variante a diferitor creaturi deosebite, combinând diferite tipuri de ființe. Însă, animalele hibrid despre care vom discuta în acest video le puteți vedea în realitate cu ochii voștri. De la combinarea neobișnuită dintre un rechin și un delfin, până la mixul dintre un urs polar și unul brun. Astăzi o să vă povestim despre 10 animale hibrid care există cu adevărat, așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Rechinul și delfinul. Ce vom obține dacă vom încrucișa un delfin mare și o balenă ucigașă neagră? Oamenii de știință consideră că astfel de hibrizi se pot întâlni în natură, însă acum se cunosc doar două cazuri și ambele exemplare sunt îngrijite într-un parc din Hawaii. Primul individ cunoscut în știință, apărut în rezultatul unei astfel de încrucișări, a devenit o femelă încrucișată dintre un delfin și o balenă neagră ucigașă, care s-a născut în anul 1985 pe nume Kekai Malu, care la naștere cântărea în jur de 20 de kilograme, iar în lungime avea 114 cm. Deja la 10 ani, ea cântărea 272 de kg, iar în lungime ajungea la 3 metri. Kekai Malu putea avea copii, însă primul său copil a murit peste câteva zile. Mai târziu, în 1991, femela iarăși a născut un pui. Femela pe nume Pakahikola, care a trăit după încă 9 ani. Încă un animal încrucișat s-a născut în anul 1981 în Tokyo, dar din păcate a trăit foarte puțin, doar 7 luni. Zebra și calul. Zebroidul este un hibrid dintre o zebră și un cal, un pony sau un măgar. De regulă, pentru a obține acești hibrizi, se utilizează masculii de zebră și femelele cai. Primul zebroid a apărut nu întâmplător, el este un rezultat al experimentelor omului cu genetica. Primele rezultate ale încrucișării au apărut încă în secolul XIX. Principala diferență a zebroidului și rudele de rasă pură este sterilitatea cu care se naște. La exterior, seamănă cu un cal, însă corpul său este colorat parțial în linii. Forma și completarea corpului de obicei o moștenesc de la mamă. Dacă e un cal de călărit, atunci zebroidul va fi de călărit. Dacă e ponei, atunci se va deosebi printr-o înălțime mică. În unele perioade ale istoriei, zebroidele erau destul de populare și chiar se utilizau pentru serviciile militare. Spre exemplu, pe timpul războiului sud-african, zebrele deseori erau încrucișate cu ponei pentru a crea specii rezistente care ar fi capabile să transporte arme. Rasa obținută putea ușor să depășească așa numita boală a somnului, de care suferă zebrele simple, la fel condițiile unei clime aride, în cadrul căreia majoritatea cailor și măgarelor nu puteau demonstra o eficiență necesară în timpul muncii, iar zebrele sunt prea sălbatice și este imposibil de coordonat cu ele. Astfel, zebroizii au devenit combinația perfectă dintre o zebră și un cal mare ascultător. Savanah. V-ați gândit vreodată că pisicile domestice nu mai sunt așa de interesante și ați dori ceva mai sălbatic? Oamenii care cred astfel probabil și-ar dori o pisică Savanah. Este un hibrid dintre pisicile severale africane sălbatice și cele pe care le ținem acasă. La momentul dat, pisicile Savanah se consideră unele dintre cele mai mari rase a pisicilor domestice. Procesul de încrucișare e destul de complicat, în special din cauza agresivității masculilor servali. De aceea, fiecărui micuț născut îi se atribuie un cod genealogic. Spre exemplu, codul F1 înseamnă că micuțul este pe jumătate serval, iar pe jumătate pisică domestică, iar F2 înseamnă că procentul ADN de serval a micuțului ajunge la 75%. Cea mai frecventă problemă în dezvoltarea Savanahului este imposibilitatea de a lăsa moștenitori. Mulți care se gândesc să procure o astfel de pisică își fac griji că dacă animalul nu va fi prea agresiv și independent ca și rudele sale sălbatice. Spre fericire, reprezentanții acestei rase au o dispoziție afectuoasă, sunt foarte loiali, se atârnă bine față de stăpâni și de alți membri ai familiei, însă costă destul de mult, de la $10.000 în sus. Câinele și lupul. Mulți dintre cei care își doresc un câine, de la început încearcă să înțeleagă care le va plăcea cel mai mult, de la un câine ciobănesc german până la un maltez elegant. Mulți prețuiesc la câini dispoziția veselă și faptul că sunt jucăuși, astfel de oameni deseori adoptă câini de vânătoare sau golden retriever. Dar oamenii sunt atrași în mare măsură și de o rasă unică încrucișată, dintre un câine și un lup. Există așa ceva? Da, dar aspectul și temperamentul acestor rase este imprevizibil. Uneori ei se adaptează și trăiesc
pașnic alături de oameni, dar deseori indivizii nu pot trăi într-un spațiu închis și se comportă agresiv față de oameni și alte animale. Această specie păstrează instinctele primitive ale lupului și pericolul acestui hibrid pentru om se datorează în primul rând temperamentului de lup. Instinctele se pot activa în orice moment și animalul poate ușor să demonstreze agresivitatea inertă a animalelor sălbatice. Mai mult ca atât, în caz de conflict între două rânduri de strămoși ai săi, lupii sălbatici și prietenii devotați câinii, speciile ce au apărut datorită încrucișării pot toată viața să se simtă nefericiți din cauza că nu trăiesc în armonie cu lumea. Nu se recomandă persoanelor ce nu au experiență sau nu sunt atenți să adopteze câinii lupi. La fel pentru cei care adoptă pentru prima dată. Mulți manipulatori în general consideră că această rasă nu trebuie crescută și pledează pentru stoparea încrucișării. Lei și tigri. Cum se numește încrucișarea dintre un leu și un tigru? Asta depinde de aspectul de gender a părinților. Tigrii hibrizi, lei, leopardii și jaguarii este primit să fie numiți cu cuvinte duble. Primele litere le moștenește de la tată, iar a doua denotă aparența la specie a mamei. Spre exemplu, un pui al unui mascul leu și o femelă tigru va fi numit ligru, iar puiul unui mascul tigru și o femelă leu va fi numit tileu. Chiar dacă zvonurile că tigrii și tileii sunt rase obișnuite și există în natura sălbatică, nu există dovezi ale acestui fapt. Spre exemplu, ligru pe nume Hercule se consideră cel mai mare reprezentant al unei încrucișări de feline și chiar este înregistrat în cartea recordurilor Guinness. De asemenea, un reprezentant al unui ligru mare este și într-o rezervație naturală a statului Wisconsin. După dimensiunile sale, tileul nu e atât de impresionant ca ligrul, de aceea interesul față de ei nu e atât de mare. Cel mai des, ei sunt mai mici decât părinții lor. La înfățișare, tileii seamănă cu ligrii. Sunt de culoare portocalie, maro, cu pete albe și unii dintre ei au niște linii. Masculii au la fel o coamă, dar mai mică. Tileii au moștenit mai mult genele ambilor părinți. Spre exemplu, ligrii cel mai des au mustăți lungi și linii pe corp. Oi și capre. Mulți vor crede că nu e atât de complicat să combini o capră și o oaie, însă de fapt e foarte greu. Deseori aceste animale într-adevăr seamănă la înfățișare și la modul de viață, însă oaia are 54 de cromozomi, iar capra 60. Din această cauză, majoritatea încercărilor de combinare sunt sortite eșecului. Desigur că există și excepții. În anul 2000, în Botswana, un berbec și o capră au dat naștere unui pui, un proprietar de 50 de cromozomi, care din păcate este steril. De fapt, la aspect, el seamănă cu un miel, însă după structură și cantitatea de lână cu un ied. Astfel de încrucișări au fost și mai târziu. Cazuri de obținere a unui astfel de hibrid au fost menționate în Noua Zeelandă, Statele Unite ale Americii, Germania, Chile, Jamaica, Malta, Franța, Irlanda și Federația Rusă. În Noua Zeelandă a fost un caz de obținere a hibridului de gen feminin, la fel între un berbec și o capră și de asemenea cu 50 de cromozomi. Acest hibrid era steril, iar în Franța un hibrid de genul a născut urmași de la un berbec. Coy Wolf este denumirea neoficială pentru lupi și coioți. Coioții și lupii pot cu ușurință să se încrucișeze între ei în natura sălbatică, așa precum aparțin speciilor apropiate și au 78 de cromozomi. Mai mult ca atât, studiile au arătat că întreaga populație actuală de lupi cenușii din America, într-un anumit grad sau altul, este legată de coioți. Se consideră că primul vârf de apariție a populației de lupi a apărut la sfârșitul secolului 19, la sudul unei provincii canadiene, Ontario. Defișarea pădurilor și vânătoarea au provocat pagube semnificative ambelor rase. Astfel, nu le rămânea nimic decât să se încrucișeze cu alte animale care sunt apropiate genetic. Experimentul creat de natură din deznădejde s-a adeverit a fi unul de succes și la etapa actuală pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, inclusiv în multe orașe mari, locuiesc milioane de coioți, de câteva specii în dependență de anumite gene. Cel mai mare procent de ADN al coioților este depistat la coioții din Canada, iar cel mai mic la coioții din Alaska. Ei la fel trăiesc în captivitate. Puii lor sunt cu mult mai mici decât cei ai lupilor sălbatici, însă mai mari decât a coioților sălbatici. La fel, oamenii de știință remarcă faptul că hibrizii sunt mai puțin agresivi decât lupii și coioții. Camila și lama. Cama este un hibrid între o cămilă de munte și o lamă. Ambele aparțin familiei cămilelor. Chiar dacă în natură au areale diferite, cămilele locuiesc în Africa și Asia, iar lama în America de Sud. Însă cum a apărut în general primul hibrid dintre o lamă și o cămilă? În anul 1990, în centrul reproductiv a unei rezervații naturale de cămile din Dubai, au hotărât să creeze o specie care ar avea o blană la fel de luxoasă ca lama, dar în același timp să păstreze dimensiunile, puterea și rezistența cămilelor. În anul 1990, pe lume a apărut un mascul pe nume Rama. Ea, prietena lui pe nume Camila, s-a născut în
în anul 2002, iar în aprilie 2008, în rezervația din Dubai, erau deja 4 came. În total, au fost 6 cazuri pozitive de obținere a unui astfel de animal. Primul cama a demonstrat semne de pubertate la vârsta de 4 ani. Cașucămila mănâncă tufișuri ghimpoase, poate bea o cantitate mare de apă deodată și desigur să supraviețuiască o perioadă lungă de timp fără apă. Melcul marin verde. Probabil cel mai uimitor hibrid din acest video este melcul marin verde care trăiește în marele tropicale. Această specie este capabilă să forțeze genele algelor sau a plantelor să lucreze în interiorul celulelor animalelor. Adică, în loc să se încrucișeze cu alte specii de animale sau moluște, acest melc creează un hibrid cu o plantă. Melcul nu doar arată, dar și funcționează ca o frunză verde a unei plante. El chiar e capabil să producă clorofilă. Până la moment, oamenii de știință nu cunosc de ce genele plantei funcționează cu succes în corpul său, indiferent de diferențele fundamentale în structura animalelor și celulele vegetale. Ursul polar și ursul brun. Hibridul dintre ursul polar și cel brun se întâlnește în natura sălbatică, cât și în captivitate. Prima dovadă a existenței unui astfel de hibrid a devenit trofeul unui vânător pe nume Jim Martwell. În anul 2006, bărbatul a împușcat un urs polar, însă după o inspecție mai atentă s-a dovedit că ursul avea o culoare bej, gheare lungi și un bot mai îngust. Astfel, aceste caracteristici aparțin urșilor grizzly. Oamenii de știință au făcut un șir de experimente și au aflat că mama acestei creaturi unice a fost femeia unui urs polar, iar masculul un urs brun. Hei lămâițelor, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii voi ce animale ați dori să încrucișați. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă lime!